Bună ziua! Mulțumim celor care urmăresc această sesiune live. Astăzi vom discuta despre un subiect foarte important, și anume vaccinarea împotriva COVID-19 în rândul femeilor însărcinate sau care alăptează. Alături de mine e medicul obstetrician-ginecolog, domnul Maxim Călăraș. Bună ziua! Care ne va răspunde la toate întrebările. Vă îndemnăm să puneți cât mai multe întrebări pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătății. Vom răspunde la toate. În primul rând vreau să vă întreb cât de periculos este virusul COVID-19 pentru sănătatea femeilor însărcinate, pentru sănătatea fătului, mamelor care alăptează și pentru nou-născuți. E un virus nou, recent apărut, datele se colectează pe parcurs. Avem deja primele rezultate ale primilor studii prospective. Încă nu sunt făcute pe un număr mare de cazuri, dar cifrele, rezultatele acestor studii cumva ne îngrijorează și confirmă acele ipoteze pe care le-am avut legat de acest virus. Și o să vorbim mai jos despre ele. Dar răspundând la întrebarea dumneavoastră, aș zice așa, că tot aceste studii au arătat că fiind însărcinată, nu te faci mai predispusă pentru a te infecta de acest virus. Dar fiind însărcinată, odată ce te-ai infectat, ești în grup de risc pentru a dezvolta forme mult mai severe, adică forme severe ale acestei patologii. Adică sarcina predispune pentru formele grave ale infecției cu COVID-19. De asta trebuie ținut cont. Da. Din rezultatele studiilor, vreau să vă prezint niște cifre, ele vorbesc de la sine. S-au comparat doamnele de aceeași vârstă de două categorii, însărcinată și neînsărcinată. Adică eu am 35 de ani, eu sunt gravidă, alta de 35 neînsărcinată. Ambele infectate cu COVID. Procentul celor care au nimerit în departamentele de terapie intensivă în rândul gravidilor e 10,5%, în rândul negravidilor 3%. Au necesitat ventilație artificială, gravidele 3%, negravide 1%. Au decedat gravide 1,5% din cele infectate, negravide 1%. Deci, cifrele vorbesc de la sine. Sarcina predispune pentru a dezvolta forme grave. Comorbiditățile, adică patologiile pe care are o gravidă până a deveni însărcinată, agravează situația, agravează evoluția acestor boli. Virusul a apărut, el nu va dispărea, el va rămâne cu noi, va persista și ca să supraviețuim, avem două șanse. Ori toți să trecem prin această boală, dar vom avea și pierderi mari în rândurile populației, financiare, economice, ori să ne vaccinăm și să creăm o imunitate colectivă ca să putem conviețui mai departe cu această infecție. Mai exact, vaccinarea împotriva COVID-19 este permisă femeilor însărcinate, recomandată sau nu? De la început, când s-au pus în studiu aceste vaccinuri nou create, evident, din motivele etice, gravidele nu au fost incluse în cercetare. Din start, noi nu aveam răspunsuri la această întrebare. Safe, not safe? Da? Dăunează, nu dăunează, ce rămâne cu perioada de alaptare, dar cu perioada de procreare, cum stă, nu avem rezultate. Însă, rând pe rând, doamnele însărcinate, în momentul în care s-a pornit programul de vaccinare în masă, unele din ele și-au prezentat interesul și s-au vaccinat de bunăvoie. Avem datele unor studii observaționale din Statele Unite, unde din 92.000 de persoane vaccinate, 820 ceva s-au declarat ca fiind gravide și au trecut prin ambele doze de vaccin. Nici la una din ele, pe final, nu au fost sesizate careva complicații. Starea fețelor a fost satisfăcătoare, au născut la termen, fără malformații. Adică niciun caz raportat de acțiune negativă a vaccinului asupra gravidilor. Acest lucru a permis
centrul de control al maladilor din Statele Unite să dea undă verde pentru vaccinarea și prin rândurile însărcinatelor. A fost preluat și de multe societăți internaționale de obstetrică ginecologie acest apel. S-a început și vaccinarea gravidelor încetul cu încetul. Monitorizăm în continuare rezultatele acestor vaccinări și până în prezent datele sunt îmbucurătoare, sunt pozitive. Vă pot iarăși aduce rezultatele unor cercetări recent publicat din martie 2021, un studiu așa pozitiv, optimist. S-a testat titrul de anticorp anticovid în sângele gravidei. S-a testat acest titru în sângele din cordon umbilical, adică e sângele fătului acolo, și în laptele. Și în toate trei lichide biologice, titrul a fost foarte înalt. Mult mai înalt decât la gravidă care a făcut boala aceasta spontan de la sine, a produs propria imunitate, însă titrul anticorpilor obținuți după vaccinare e mult mai înalt și anticorpii sunt mult mai activi și ei circulă și în sângele fătului și în laptele matern. Ceea ce vorbește despre o transmitere pe verticală a acestei imunități, deci imunizare pasivă a fătului în uter și în perioada de lactație. Am înțeles. Mai exact, nu există riscul ca fătul să fie afectat de acest vaccin. Nu avem aceste date la moment, niciun centru mare care vaccinează, care monitorizează, încă nu a raportat asemenea cazuri. Din potrivă, au fost raportate cazuri de transmitere pe verticală a virusului, adică pe verticală prin placentă. Doamnele infectate cu COVID, având o virimie înaltă, concentrația virusilor în sânge era înaltă și ei au străbătut prin bariera placentară, ajungând la făt. Și se nășteau feții deja în utero infectați cu acest virus. Uite, aceste rezultate avem, ele încă sunt discutabile, dar ne sperie. Însă ceea ce ține de anticorpi obținuți în urma vaccinării, titrul lor, activitatea lor și faptul că ei trec ușor prin bariera placentară la făt, asta ne bucură. Exact. O întrebare foarte populară. Vaccinarea poate fi realizată în orice perioadă a gravidității? Așa, e bună întrebare. Teoretic, da, dar acum suntem în continuare așa, semi-optimiști. S-a acceptat vaccinarea gravidelor, dar se dorește ca aceasta să aibă loc începând cu trimestrul 2. Adică cum se termină săptămâna 12 de sarcină, cum se încheie procesul de organogeneză, deja e undă verde pentru vaccinare. Însă acele gravide care, iarăși, mă reîntorc la studiu din Statele Unite pe 92.000 de oameni, o parte din doamne, când se vaccinau, nu cunoșteau că sunt însărcinate. Da? După prima doză, află că sunt gravide și au prelungit, deci au făcut al doilea apel în primul trimestru. Și oricum, nu s-a depăstat niciun efect negativ teratogen asupra embrionului, nu a crescut nici cu o zecime de procent rata avorturilor spontane în primul trimestru, în rândul celor vaccinate și comparativ cu non-vaccinate, și posibil, în scurt timp, indicațiile pentru vaccinare vor fi lărgite. Deci, posibil, se va accepta vaccinarea gravidelor la orice termen de sarcină. Ne mai vorbim de perioada de procreare. Haideți acum să vorbim despre mamele care alăptează. Este permisă vaccinarea împotriva COVID-19 pentru această categorie de persoane și cum influențează vaccinul asupra bebelușului? Așa, deci noi încă nu putem vaccina copiii. Doar în Statele Unite se acceptă vaccinarea cu unul din virus prin tehnologie RNA mesager de la vârsta de 12 ani, dar nou-născuții, sugari, copii mici, nu, nici încă nu avem aceste dovezi că vaccinurile sunt sigure pentru această categorie de persoane.
Însă vă reamintesc despre așa zisă imunizare pasivă, când mama, în procesul alăptării, prin laptele, transmite copilul anticorpii. Și nu doar împotriva COVID-19, împotriva tuturor patologiilor pe care ea le-a suportat în trecut și a produs propria imunitate sau împotriva celor patologii care urma care a fost vaccinată, deci au capătat o imunitate artificială. Toată această protecție împreună cu dragoste, ea își transmite copilul. Și copilul atâta timp cât stă la sân, jumătate de an, un an, doi, este protejat de aceste boli. Așa? Deci, da, noi promovăm vaccinarea, dacă tot vorbim despre COVID-19, în rândul doamnelor care alaptează și în felul acesta asigurăm o protecție încă unei pături sociale sugarilor din societate. Protecție mai sporită, mai exact. Sigur, da. Care se numește imunitate pasivă. Exact, imunitate pasivă. Da. Este un vaccin anume care este recomandat acestor categorii de persoane pentru femeile însărcinate și care alăptează sau toate vaccinurile împotriva COVID-19 sunt la fel de eficiente pentru acestea? E bună întrebare. La moment există 4 tipuri de vaccin. Vaccinurile prima categorie sunt clasice, de mult cunoscute, se obțin atunci când se ia un microorganism și el fie că este atenuat, fie că este omorât și se injectează în formele atenuate sau moarte aceste microorganism, virus și bacteriile în sânge. Alt tip de vaccin este vaccin de proteină sintetizată, când artificial se sintetizează o anumită structură din capsula virusului sau bacteriei și ea este injectată în corpul uman pentru a produce imunizare. Dar această pandemie a dus la apariția a două tipuri noi de vaccin care până în prezent ori se utilizau rar, ori deloc. Vorbim despre vaccinurile cu virus vector și astea se foloseau, dar mai rar, și vaccinuri care niciodată nu au fost aplicate în masă, vaccin cu material genetic, deci cu ARN mesager a virusului, care se injectează direct în corpul uman. Uite, aceste categorii noi de vaccinuri aduc noi informații, noi le colectăm și suntem plăcut surprinși de ceea ce ne arată. În rândurile însărcinatelor există o egalitate în eficacitate, fie că e vaccin ARN mesager, fie vaccin cu virus vector. La vaccinurile cu virus vector, stimate doamne, se referă AstraZeneca, Sputnik V și mai este un vaccin, dar în țară nu e disponibil, de la Johnson & Johnson. Dar la cele cu ARN mesager e vorba despre Pfizer Biotech și Moderna. Da? Deci, ori Moderna, ori Pfizer, ori Astra, ori Sputnik aduc imunitate bună în rândurile gravidelor. Și Sinopharm, Sinovac, la fel. Sinopharm, Sinovac, da, mă iertați-mă. Am uitat de el. Deci, aduc o imunitate bună, un titlu bun de anticorp și nu sunt raportate la moment, cât de sceptici n-am fi, încă nu s-au raportat cazuri de avort, de naștere prematură, de cezăriene premature, de urgență, în rândul celor care s-au vaccinat. Mai exact, toate vaccinurile prezente în Republica Moldova sunt toate la fel de eficiente, da, pentru comparativ aceste categorii. Comparativ cu alte categorii. Țări, noi suntem fericiți că avem la dispoziție diferite tipuri de vaccin, așa, și avem din ce alege. Ele sunt puse la dispoziția dumneavoastră, aveți dreptul de a alege, în primul rând, să mă vaccinez sau nu, este dreptul fiecărui din noi, nimeni nu impune, statul nu impune, așa, și în momentul în care ai decis că vrei să te vaccinezi, mai ai dreptul de a alege ce vaccin poți, la care vaccin poți opta. Am înțeles. Ce sfaturi și recomandări aveți pentru femeile din aceste categorii care decid să se vaccineze? La fel și pentru familiile, soțul, bunicii și așa mai departe. Cred că și ei ar trebui să se vaccineze pentru a proteja femeia gravidă sau mama care alăptează. Faptul, deci,
Da, vaccinul aduce o imunitate bună, un titlu înalt de anticorp, dar există o categorie de pacienți care, chiar dacă au fost vaccinați, noi numim acești pacienți imunocompromiși, cu imunitate slabă, deci chiar și în urma vaccinării, ei rămân deschiși, susceptibili la infecție COVID. Pot să o fac în formă foarte ușoară sau ușoară, nu vor ajunge la formele grave, severe și cu deces, dar ele, oricum, această categorie de pacienți rămâne deschisă pentru infectare. Gravidele, bine cunoscut, au imunitate redusă, deci ele fac parte în această categorie de persoane cu risc sporit de infectare, chiar dacă s-au vaccinat, și atunci se dorește ca persoana gravidă fiind infectată să reducem din contactele cu potențial purtători acestui virus. Cu cine intră în contact în primul rând? Cu familia și cu personalul medical, în mare parte. Așa? Hai că personalul medical stă bine la capitolul vaccinărilor, rămâne familia și atunci eu adresez acest mesaj celor care trăiesc cu gravidele, care cu adevărat le iubesc și le respect. Și dragostea nu se manifestă prin aducere la mijloc de noapte, satisfacerea unor pofte, gen vreau pește sărat sau nu știu ce. Asta chiar e dăunător ceea ce faceți. În schimb, prin vaccinare în cadrul familiei, asigurând o imunitate colectivă, o protejați pe ea și pe fătul dumneavoastră de consecințele infectării cu COVID-19. Vă mulțumim tare mult pentru aceste mesaje. Care sunt pașii pe care ar trebui să le întreprindă femeile însărcinate sau care alăptează atunci când se confruntă cu reacțiile adverse care pot apărea după vaccinare? Așa, este o întrebare foarte bună. Personal m-am ciocnit cu aceste reacții adverse. Vorbim despre reacțiile care apar, simptomele, manifestările activării sistemului imun. Deci când se injectează un microorganism sau parte din microorganism sau material genetic străin, sistemul imun în mod normal trebuie să reacționeze. Asta și se întâmplă. Răspunsul poate fi diferit de la caz la caz. Tinerii reacționează mai tare, vârstnicii mai greu. Respectiv, în rândurile tinerilor, acea simptome ca febră, fresoane, durere musculară, noi numim aceste simptomele sindromului gripal, da? Se vor întâlni frecvent în urma vaccinării. Durează aproximativ această stare o zi, 24 de ore. Și unul din miturile care citisem că nu e voie să iai preparate de antipiretici, antiinflamatoare nesteroidiene în această perioadă, nu este adevărat. Din potrivă, se recomandă că același paracetamol, dacă vorbim despre gravide, paracetamol este un medicament sigur, poate fi administrat fără nicio remușcare de conștiință. În rândul negravidilor, paracetamol și antiinflamatoare nesteroideni, gen diclofenac, ibuprofen, aceste preparate vă ajută să treceți ușor peste aceste efecte sau simptomele sindromului gripal, care, mă repet, durează o zi, maximum două. Durerea musculară trece și ea într-o zi, două. La două doze pe care am primit, nici asta nu am avut, așa, iar cazurile gen șoc anafilactic se întâmplă 1 la 10 milioane, să zicem, așa arată statistică, și de se întâmplă, doar vaccinările au loc în centrele medicale, nu se fac în centre comerciale, sunteți într-un cabinet de vaccinare care e dotat cu tot ce e necesar pentru a scoate pacientul din șoc anafilactic. Și, de fapt, aici aș reveni la vaccinare și la tot ce unicul grup de persoane cărora este contraindicată vaccinarea COVID, să zicem, vorbim dacă despre COVID-19, sunt cele care sunt cunoscute cu reacțiile alergice, gen șoc anafilactic, în trecut. Deci sunteți obligați să raportați despre ele personalul medical în momentul în care vă prezentați la vaccinare. Această contraindicație este și pentru femeile gravide, inclusiv, orice, care pentru orice persoană. Deci șoc anafilactic, reacție alergică anafilactică în trecut,
este contraindicație pentru vaccinare. Care sunt alte contraindicații pentru... Nu mai sunt. Alte, pentru femeile însărcinate sau alte care alăptează? Nu sunt. Deci este, să zicem așa, o recomandare de a nu te vaccina în primul trimestru. La moment ea figurează, dar se poate modifica în viitor. Și unica contraindicație, mă repet, este reacția alergică în trecut suportată de persoana dată. Am înțeles. De ce măsurile de siguranță trebuie respectate în mod obligatoriu de femeile însărcinate sau care alăptează după vaccinare? Deci ziceam eu că gravidele fac parte dintr-un grup aparte de persoane cu imunitate redusă. Vaccinarea, spre nefericire, din păcate, aș zice, nu vă poate garanta 100% protecție împotriva acestei infecții. În schimb, dacă și vă infectați, faceți într-o formă foarte ușoară și nu veți nimeri în acele 10% care trec prin terapie intensivă. Deci, fiind vaccinat, în continuare trebuie să respectați, voi, doamnele gravide, trebuie să respectați măsurile primare de protecție, mască, distanță socială, dezinfecția mâinilor, evitarea contactelor cu publicul larg, deci mulțimile astea rămân în vigoare pentru însărcinate. Deci, atenție, gravidele, chiar dacă sunteți vaccinate, continuați să păstrați acele măsuri de protecție. Alte categorii de persoane, cu timpul, odată cu obținerea unei imunități în colective, o să putem scăpa de aceste măști în sfârșit și să revenim la viața obișnuită de la care suntem deprinși. Eu, de exemplu, duc dorul de acel stil de viață. Am înțeles. Și trebuie în continuu monitorizate de medicii lor. Asta e indiscutabil. Sunteți la evidență sarcini, medicul de familie vă monitorizează sarcina. Deci, faptul că v-ați vaccinat nu vă face să fiți mai... Nu trebuie să vă prezentați mai frecvent la consult medical sau vă face deosebită față de alte gravide. Nici într-un caz. Deci, programul de monitorizare a sarcinii rămâne în continuare același. Cum afectează vaccinul în perioada de concepție? Ne întreabă cineva. Deja răspundem la toate întrebările date de urmăritorii care ne urmăresc în acest clip. Nici cum. Din potrivă, eu vă aduc rezultatele iarăși acelor cercetări. Bărbații care au suferit formele grave a acestei infecții în perioada de reconvalescență întâmpină probleme erectile. Rata fertilității în rândurile femeilor care au suportat formele grave de COVID este scăzută. Așa? Deci, nevaccinarea lovește în fertilitate. Și din potrivă, cei care sunt vaccinați deja, la moment nu se raportează nicio clinică, niciun centru nu a raportat asemenea cazuri de cădere calității spermii partenerului sau scădere rate fertilității. Cum apar aceste dovezi? Cu mare drag le discutăm. Iar atâta timp cât suntem la nivel de vorbe, nimic concret, niciun argument, atunci le clasificăm ca mituri, bârfe și nu le luăm în serios. Peste cât timp putem relua alăptarea după vaccinare și dacă se întrerupe acest proces, la fel ne întreabă cineva. Procesul de vaccinare nu trebuie să vă oprească din alăptare. Chiar dacă a doua zi ați făcut febră, administrarea paracetamolului este în continuare compatibil cu procesul de alăptare. Este altă chestie de care trebuie să ții cont atunci când te-ai vaccinat recent împotriva altei infecții. Și perioada de la ultima vaccinare trebuie să depășească mai mult de 2 săptămâni. Deci se interzice să te vaccinezi anti-COVID-19 dacă 7 zile urmă am primit un vaccin anti-tetanus, de exemplu. Uite, de această recomandare trebuie de ținut cont. O mamă spune că printre efectele adverse asupra copilului pot fi insomnie și nervozitate după vaccinarea mamei și dacă credeți că evitând alăptarea în primele 8-10 ore poate evita orice efect advers asupra copilului. Noi deja am menționat că nu există efecte. Deci insomnie copilul și poate fi explicat de
sute de cauze, sute, și asta vorbim despre doar un caz observațional a unei singure mamice care încearcă să lege vaccinarea cu această insomnie a sugarului. Dacă privim lucrurile larg, atunci se dovedește că nu există nicio legătură chiar logică între vaccinare și insomnia sugarului. Cât de curând după naștere, mama care alăptează se poate vaccina? Este un interval de timp? Copilul poate avea... Stimate doamne, încă o dată. Vaccinarea în sarcină poate avea loc chiar și din primele săptămâni. Noi, personalul medical, recomandăm ca vaccinarea să aibă loc după 12 săptămâni, în perioada nașterii, în perioada de lăuzie, în perioada de lactație. Aici deja nu există restricții, limite, condiții. Dacă am avut alergie ușoară la două tipuri de antibiotice, ar fi probabilitatea mai mare să fac reacții alergică și la vaccin? E o întrebare foarte bună. Probabil, da, există și despre asta trebuie să anunțați personalul medical de la centrul de vaccinare, ca toată lumea să fie gata pentru o eventuală reacție anafilactică, dacă și se produce, asta are loc în primele 15-30 de minute. Deci după vaccinare, noi monitorizăm persoană în centru în decurs de 15-30 de minute și dacă nu apare niciun simptom, atunci alerta e falsă și puteți pleca acasă. Așa, un alt comentariu. La clinică în care am fost imunizată, doamna asistentă mi-a spus că după este contraindicată o eventuală sarcină în următoarele 3 luni, precum că copilul ar putea fi careva anomalii de dezvoltare. Deci e vorba despre deficit de comunicare, e vorba despre informare necalitativă a personalului medical, deci asta e o problemă internă a țării noastre. Sper că instanțele se vor implica și vor aduce informații veridice personalului medical. Trebuie să înțelegeți că și orice om, când nu obții, ești interesat în informare, dar nu primești informații oficiale, începi să le cauți pe tot felul de surse mass media și nu tot timp de calitate înaltă. Așa, trebuie să ne informăm din surse doar oficiale. Și există această barieră lingvistică în țara noastră, trebuie să o spun. Da, din păcate, în prezent, rezultatele cercetărilor și revistele cu impact înalt se publică în engleză. Da, se publică. Personalul medical mediu, în special și inferior în țara noastră, practic nu posedă această limbă și toată informarea are loc din site-urile de pe net în limba probabil rusă. Calitatea acestei informații și nu ține doar de anume de limbă, e vorba. Calitatea care o obține este una foarte proastă. Ca să poți obține informații de pe site-urile cu impact a societăților internaționale, trebuie să posezi limba. Dar dacă nu este, apare că această problemă, lipsă de comunicare. Și aici noi trebuie să ne implicăm, medicii, în primul rând, da? În prezent se depun toate eforturile pentru a informare eficient. Deci, e rușine când cineva din intern, din personalul medical, aduce așa mituri, aduce așa dezinformări în rândurile pacientelor. Eu înțeleg foarte mare, este frică și presiunea societății asupra noastră, lumea se teme ceva nou, se consideră că se experimentează pe noi. Însă, oameni buni, haideți să ne trezim, să fim un pic, nu știu, realiști, să deschidem ochii și vă uitați la dreapta și la stânga să vedeți ce se întâmplă când nu te vaccinezi, când nu sunt locuri în spitale, când fiind bolnav de cancer, tu nu poți veni în spital să te tratezi, că acolo stă o persoană bolnavă de COVID-19. Și tot așa. Deci, vaccinarea în masă, cei care vor inventa o altă soluție mai bună, eu am să le ridic în slăbi. La moment, o altă soluție mai bună decât vaccinare pentru a combate această pandemie nu avem. Bine, vă mulțumim. Cum procedăm cu pacientele care s-au vaccinat cu prima doză de vaccin și în timpul până când a administrat cea de-a doua doză, a aflat că este însărcinată? Facem a doua doză sau nu? Da, eu zic da și cuvintele mele sunt sprijinite în spate de studiile prezentate de colegii noștri din Statele Unite. Mă repet, este un studiu pe un număr colosal de pacienți, de oameni imunizați.
Ei nu doreau, nu urmăreau acest scop de a vaccina doamnele la orice vârstă, la orice termen de sarcină. Accidental s-a întâmplat și aceste rezultate care le-au obținut sunt pozitive și promițătoare. Răspunsul da, vaccinați, faceți și rapel și în perioada sarcinii, la început. Cam atât. Văd că nu mai sunt alte comentarii sau alte întrebări. Deja am răspuns la toate. Noi vă mulțumim foarte mult. Îmi permiteți eu să mai spun ceva? Da, sigur. Dacă tot atingem tema vaccinărilor și venind din domeniul obstetricii ginecologiei, rămân extrem de îngrijorat de faptul incidenței sporite a cancerului de col uterin în rândurile populației țării noastre. Stimate doamne, e o rușine mare în continuare să decidem de această patologie atunci când avem deja la îndemână instrumentul ce ne-ar proteja de această boală și de această moarte groaznică. Eu vă îndemn să continuați să vă vaccinați copiii împotriva HPV, virusul papilom, virusul uman. Vaccinul este disponibil gratis în centrele medicilor de familie din întreaga țară. Este un vaccin quadruvalent care vă va asigura o imunitate încrucișată și va proteja copilul nu doar de cancer de col, ci și de cancer faringian, oral, vulvar, anorectal. Uite câte tipuri de cancer pot fi preîntâmpinate în viitor dacă la moment asigurăm o imunitate, deci prin vaccinare împotriva acestui virus. E o abatere de la temă, eu cer scuze, continuă vaccinarea gratuită în centrele noastre încă până pe 10 iulie, vă rog, nu ezitați această ocazie. Vă mulțumim foarte mult pentru participare și pentru o informare mai eficientă. Vă mulțumesc pentru această ocazie oferită de instituțiile statului de a mă adresa în direct persoanelor care sunt de cealaltă parte a ecranului. Sunt foarte mulți hateri, sunt foarte mulți cei care s-au înscris în rândurile, să le zicem, lor grupări anti-vax. Noi tot nu stăm pe loc, continuăm să vă informăm, să dezmintim multe lucruri și sper că astfel de întâlniri, în diferit format, să aibă loc cât mai des și prin argumente, doar prin argumente, vom motiva populația să se vaccineze. Vă mulțumim mult pentru participare și celor care au urmărit această sesiune live. Vom fi live și săptămâna viitoare. Puteți adresa toate întrebările pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătății. Nu uitați, vaccinarea îți poate salva viața și doar împreună putem opri pandemia. Doar împreună, de acord.